Stimați reprezentanții mass media, stimați cetățeni, vom face scurte declarații de presă. Sunt alături de mine directorul general adjunct al Directoratului General pentru Afaceri Interne al Uniunii Europene, domnul Olivier Onidi, excelența sa, ambasador Ioannis Mazeix al Delegației Uniunii Europene aici la Chișinău și domnul Radek Cana, viceministru al afacerilor interne al Cehiei. O să rog, din cauza agendei destul de încărcate și intensive, să reducem numărul de întrebări la una, maxim două per vorbitor. Și acum, din cele ce aș vrea să aduc la cunoștință cetățenilor. Trăim astăzi și creăm astăzi, de fapt, o pagină importantă în istoria sectorului de securitate și afaceri interne aici în Republica Moldova și ea se creează aici, la Chișinău, pentru că are loc ședința hub-ului de securitate al Uniunii Europene pentru afaceri interne și hotare mai sigure. De fapt, are loc ședința acestui centru de sprijin pentru Europa, dar are loc aici, la Chișinău. La modul practic, asta înseamnă că afacerile interne ale Uniunii Europene s-au mutat aici, în Republica Moldova, aici, la Chișinău, pentru a coordona activitățile în ceea ce privește perspectivele și strategiile de intervenție coordonată și integrată pentru a pune bazele mai multor, inclusiv operațiuni și echipe tactice, pentru ca împreună să facem în continuare față amenințărilor și riscurilor produse de criminalitatea organizată transfrontalieră, transnațională, terorism, extremism, în contextul războiului din Ucraina. Practic, hub-ul de securitate reprezintă primul mecanism de apărare calibrat la nevoile care reiesă din conflictul armat declanșat de către Federația Rusă în Ucraina. Este primul produs de securitate solicitat de Republica Moldova și aprobat de către Uniunea Europeană, care oferă elemente de stabilitate, elemente de control în lupta cu criminalitatea transnațională. Putem chiar spune că este primul livrabil al Republicii Moldova pe segmentul de afaceri interne și securitate ca stat candidat la aderarea în Uniunea Europeană. După cum ați observat în sesiunea de deschidere, putem spune că în domeniul afacerilor interne europene, deja se conlucrează cot la cot. Autoritățile de aici, din Republica Moldova, agențiile europene de securitate, reprezentanți ai statelor membre a Uniunii Europene în domeniul aplicării legii, cu toții deja facem un schimb mult mai activ și dinamic de informații și date, deja conturăm operațiuni comune, deja au loc primele concluzii, rezultate din aceste operațiuni și misiuni operative. Sunt pregătite documente programatice care stau la baza remodelării arhitecturii de securitate a Uniunii Europene în condițiile nemaipomenite, nemaivăzute de până acum, dar care includ și Republica Moldova în mod egal. Este clar pentru absolut toți cei care reprezintă domeniul că securitatea Europei depinde în mare parte de capacitatea de rezistență a Republicii Moldova, în calitatea sa de stat cu un război la frontieră. Iar aceasta este unul din principalele motive pentru care a fost solicitat, sprijinit, necondiționat și creat acest hub de securitate. Asta inclusiv datorită profesionalismului și abordării complexe a colegilor mei din sistemul afacerilor interne și partenerilor din sistemul de aplicare a legii aici în Republica Moldova. Un mare merit în construirea acestui hub aici, la Chișinău, ca și un produs de securitate al secolului 21, îl are Comisarul European pe afaceri interne și justiție, doamna Ylva Johansson, persoana care de fapt răspunde de securitatea internă a spațiului european și care, alături și împreună cu echipa sa,
realizează o sarcină foarte importantă de modernizare și remodelare a strategiei de securitate și de apărare în domeniul afacerilor interne în Europa. Cu acest hub, cu prezența multor reprezentanți ai multor state membre a Uniunii Europene aici la Chișinău, participarea la nivel înalt a reprezentanților mai multor agenții de securitate la această reuniune aici la Chișinău, noi cu certitudine demonstrăm că împreună noi suntem mult mai rezistenți. Mult mai rezistenți în activitățile operative și perspectivele strategice de dezvoltare a sectorului în conformitate cu mandatul care ne revine. De asemenea, este foarte important pentru funcționarea hub-ului la Chișinău sunt activitățile continue în cadrul acestei platforme, unde misiunile și operațiunile tactice, schimbul de informații operative, să devină o practică cotidiană, iar reuniunile dintre experți să aibă mai degrabă scopul de updatare a directivelor, a obiectivelor, ghidurilor, mecanismelor europene pentru operaționalizarea mecanismelor practice, noi, creative, de intervenție, astfel încât ele să fie lucrative, să aducă un efect rapid, grație unei intervenții rapide. Ce înseamnă acest hub, dacă tot am vorbit despre el, că reuniunea are loc aici la Chișinău, ce înseamnă el pentru cetățenii Republicii Moldova? Cetățenii din Republica Moldova trebuie să știe că activitățile acestui centru de sprijin de securitate aici la Chișinău creează o cupolă de siguranță și securitate mult mai solidă, astfel încât activitățile sociale, activitățile în domeniul business-ului, activitatea și agenda curentă a fiecăruia să se desfășoare într-un mediu care înseamnă liniște, într-un mediu stabil și optim de dezvoltare. Oamenii trebuie să știe că prin aceste noi mecanisme de apărare crește gradul de siguranță, crește gradul de reziliență, crește gradul de control asupra criminalității, astfel încât infracționalitatea să nu reușească să se reasambleze, să se relocheze, să se dezvolte, influențând mediile sociale din țara noastră. Asta înseamnă o șansă mai bună, o șansă la o viață mai bună, la o afacere mai bună, la un trai în liniște și pace. Ce înseamnă hub-ul pentru Republica Moldova? Odată cu deschiderea acestui hub și desfășurării primei reuniuni aici la Chișinău, avem acces la mai multe tehnologie, avem acces la mai multe date și informații de calitate, avem posibilitatea să dinamizăm schimbul de informații pentru a lua decizii în timp util, avem o mai bună accesibilitate la programe și resurse externe necesare pentru desfășurarea activităților hub-ului, ori hub-ul înseamnă o cupolă de stabilitate, astfel încât să modernizăm sistemul afacerilor interne și să devenim aici, acasă, mai rezistenți la pericolele cu care ne confruntăm. Asta înseamnă performanță pe domeniul afacerilor interne, asta înseamnă dotări mai bune, dar cu certitudine și un serviciu mai atractiv. Pe final, ce aș vrea la fel să vă comunic. Cum vedem noi toți acest hub și după cum a fost menționat și în sesiunea de deschidere? Hub-ul de aici, la Chișinău, este cu certitudine un element care va cântări mult în evaluările care încă urmează pentru aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Deja începem să lucrăm cu instrumente europene prin acest hub. Deja începem să lucrăm cu acele instrumente și mecanisme cu care lucrează Uniunea Europeană. Ori asta înseamnă pași fermi de integrare pe segmentul afaceri interne. Pentru noi, acest hub și modul cum a răspuns Uniunea Europeană în sprijinirea creierii lui la Chișinău, asta înseamnă încredere, înseamnă cunoștințe, înseamnă capabilități, care cu certitudine vor fi consolidate zi de zi,
astfel încât domeniul serviciilor publice, domeniul afacerilor interne, să funcționeze conform modelelor, conform standardelor sistemului afacerilor interne din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc că sunteți cu noi, stimați reprezentanți ai mass-mediei, și că serviți dreptul mesager activ în transmiterea acestor mesaje către cetățeni. Îl invit acum cu un cuvânt și declarații pe domnul ambasador. Vă rog. Good morning. I am glad to be here for the second meeting of the security hub here in Republic of Moldova. And I would like to start by recalling the context of these meetings. And for me, the context is twofold, and Madam Minister alluded to both elements of it. First, this hub perhaps would not have been necessary had it not been for the Russian aggression against Ukraine, because this war has not only created a flow of refugees towards the countries of European Union and towards the Republic of Moldova, but it has also exacerbated the challenges related to the regional security, including the security of the Republic of Moldova. Contextul are două aspecte și doamna ministru a făcut referire la aceste aspecte. Primul este că necesitatea creierii unui astfel de centru a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei în față de Ucraina și acest război nu doar a cauzat un flux de refugiați, care, persoane care se refugiau atât în țările din Republica Moldova, dar și faptul că această situație legată de război a exacerbat provocările legate de securitate regională, inclusiv securitatea Republicii Moldova. And that is why the European Union has been providing support from day one of the war in Ukraine to the Republic of Moldova, not only on handling the refugee flow, which I think the authorities and the people have really handled in a great way and to an extent that today people even perhaps think much less of it than they would have thought several months ago, but at the same time also supporting the Republic of Moldova in strengthening its security, ranging from border security to internal security. Și Moldova a fost susținută de Uniunea Europeană din prima zi de când a izbucnit acest război și nu doar în gestionarea fluxului mare de refugiați, care de fapt, cu care atât autoritățile cât și populația Republicii Moldova s-a descurcat foarte bine, probabil astăzi mai puțin o care se gândește o asta deja. Dar, în același timp, Uniunea Europeană a oferit susținere Republicii Moldova în consolidarea securității, atât a frontierelor Republicii Moldova, cât și securitatea internă. And the second context that I would like to recall is the European context, because Republic of Moldova is now in a new context of being a EU candidate country, which means that the work of the authorities will be largely geared in the coming years of bringing Republic of Moldova even closer to the European Union with the goal of becoming one of the EU member states. Al doilea aspect al acestui context pe care aș vrea să menționez este contextul european. Având în vedere că Republica Moldova, în situația actuală, este deja în alt statut. Este statut cu țară, este țară cu statut de candidat la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că pentru următorii ani, autoritățile Republicii Moldova vor avea foarte mult de muncit, astfel încât să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană și să devină într-o zi stat membru al UE. And of course, since the Republic of Moldova is part of this European family, this is also bringing an additional context, because for the different EU institutions that are present here today, for the EU member states that are represented here both in person and by virtual connections, this is about how this family becomes even closer in the coming years. Și Republica Moldova este parte din Uniunea Europeană.
sensibilă un aspect al partenerului de ziua de astăzi, pentru că toate instituțiile Uniunii Europene prezente astăzi, statele membre prezente astăzi, fizic reprezentate statelor membre prezente în persoană, dar și virtual, toți vor întreprinde măsuri astfel încât familia aceasta europeană să devină și mai apropiată. And the third element I would like to mention is that security is not something abstract. Security is very concrete challenges, and that is why it is important that at each of the meetings of the hub, the focus is on a particular issue. This time it is on transnational crime, so that the experts on the area can discuss in detail, exchange information, what is necessary for their daily work and for the future. Thank you. Și securitatea, aș vrea să menționez, nu este un concept abstract. Este, securitatea ține de niște provocări foarte și foarte concrete. Și, de exemplu, la reuniunea acestui centru, accentul va fi pus pe provocări, pe dificultăți, pe probleme concrete. De exemplu, reuniunea de astăzi se va axa pe criminalitatea transnațională, în decursul care experții tehnici se vor reuni ca să discute niște provocări concrete, schimb de informații și alte lucruri. Mulțumesc, domnule ambasador. Thank you so much. Our dear friend, I would like to invite you, Olivier, for a short statement. Directorul adjunct al Directoratului General pentru Afaceri Interne a Uniunii Europene, domnul Olivier Ronidi. Please. Thank you, Minister. Good morning to all of you. Just to illustrate the spirit of this security hub, I will take the academia as an example. I mean, we are very fortunate to have the meeting in this academia. This academia exemplifies the way to train, and you see them over there outside, the young security forces. Security forces for Moldova, but security forces also for the European Union. And I think this is the main message. The security of Moldova is the security of the European Union. Hence, the very innovative idea of the minister, who actually went well beyond our traditional way of supporting and helping countries around ourselves, countries of the European family. We usually provide technical assistance, we usually provide programs to support different activities. Here, the minister had the idea to actually build something where we would both integrate. And that is the very spirit of this security hub. Make sure that within this space, both EU law enforcement authorities, law enforcement agencies, dedicated, specialized experts would interact and work hand in hand with their Moldovan counterparts. Thank you. Bună ziua! De fapt, ca să ilustrăm spiritul acestui centru de securitate, aș vrea să dau exemplul Academiei. Locul unde suntem astăzi și, spre fericire, locul unde suntem astăzi. Iată, de urmă, tinerele forțe de securitate care se antrenează afară, de fapt, asta este ceea ce aș vrea să menționez. Acestea sunt forțele tinere de securitate ale Republicii Moldova și ale Uniunii Europene. Asta este mesajul principal. Forțele acestea de securitate ale Republicii Moldova sunt și ale Uniunii Europene. Aș vrea să mai atrag atenția la o idee foarte inovativă pe care a avut-o doamna ministru, pentru că Uniunea Europeană de obicei acordă sprijin prin intermediul asistenței tehnică, programe care susțin diferite activități. De obicei. Însă, de data aceasta, doamna ministru a avut o idee diferită ca să construim acest centru unde, în practică, experții din partea diferitor instituții, agenții de ordine de drept din partea Uniunii Europene, se delege specialiști dedicați care să vină aici și să interacționeze la nivel foarte practic cu specialiști din Republica Moldova. Mulțumesc! Thank you, Olivier! And last but not least, as I said in the morning, mulțumesc, domnule, mulțumesc, Olivier. Mai avem un partener drag nou deja. Cu certitudine ziceam astăzi dimineața, acest hub nu s-ar fi realizat fără un sprijin absolut necondiționat direct din partea colegului meu, devenit deja bun prieten, ministru al afacerilor interne al Cehiei, și îl invit pe Radi, colegul deja de la minister, pentru un cuvânt de salut, dar și un mesaj. Te rog, please. One more time. Good morning, ladies and gentlemen.
as you know, the Czech Republic is in charge of EU presidency for the second half of 2022. And it was a great honor for us to welcome your minister in Prague in July. We're more than happy to welcome the minister in the Czech Republic, and also we are more than happy that the Czech Republic was the place where the security hub was set up. So for us, it's a really big, big and now I lost the words. So we are more than happy to say. So this meeting is about finding the gaps, the difficulties we are finding in last few weeks. And again, in October, there will be another informal meeting of Minister of Interior, and for us, it will be a great honor to welcome your minister in Prague to have a discussions about the difficulties we are about to find today. So I hope that the difficulties will be quite easy and we will be able to find the way how to deal with it. So, as was said before, it's not about the security of the Republic of Moldova, it's also about the security of European Union. So, from this place, I like to say all the inhabitants of Moldova that we as a Czech Republic and also as a European Union, we will do as much as possible to deal with this problem. Thank you very much. Doamnelor și domnilor, pentru mine este o mare plăcere să particip la această reuniune. Probabil cunoașteți că Republica Ceacă deține președinția Uniunii Europene în a doua jumătate a anului 2022, de aceea pentru noi a fost o plăcere să găzduim pe doamna ministru în Praga în iulie, dar și să fiu salutat aici doamna ministru. În același timp, mă bucur foarte mult că acest centru de securitate a fost creat anume în Praga. Și la reuniunea de astăzi urmează să discutăm acele dificultăți sau provocări, goluri neacoperite împreună cu experții tehnici. În octombrie urmează să aibă următoare reuniune la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și aș putea că este o mare onoare să găzduim această reuniune în Praga, unde vom discuta acele dificultăți și puncte pe care trebuie să ne lucrăm, pe care le vom identifica astăzi. Eu sper că va fi ușor și noi vom găsi cea mai optimă modalitate care ne face față. Cum a fost menționat și sunt de acord că securitatea Republicii Moldova este și securitatea Uniunii Europene și eu aș vrea să cred că toți locuitorii Republicii Moldova vor fi asigurați cu, vor fi asigurați cu securitate și liniște, atât la frontiere și asta va însemna și securitatea Republicii Moldova și a Uniunii Europene. Mulțumesc, thank you. Acum este partea cu întrebările în cazul în care le-ați pregătit, vă rog. Așa, și cred că se traducă doamna. Dumneavoastră, am vrea să ne spuneți mai exact care a fost necesitatea atragerii structurilor europene în gestionarea securității la portalul nostru și care sunt rezultatele la care se așteaptă Republica Moldova de la acest cap. Vorbim despre o complexitate a pericolelor fără precedent, complexitatea pericolelor care vizează în primul și în primul rând componenta de securitate de ordine publică de la frontiere încoace. Exact această complexitate a și argumentat nevoia de a lucra cu mai multe agenții specializate. Agenția Frontex, în mandatul căreia se află gestionarea frontierelor, Agenția Europol, în mandatul căreia în primul rând se află gestionarea datelor și acordarea suportului tuturor statelor membre, dar și statelor partenere în operaționalizarea misiunilor internaționale de combatere a criminalității. Ori vorbim despre o complexitate mare în ceea ce privește pericolul de criminalitate. Pomenisem în mesajele anterioare, aici în primul rând vorbim despre top 5 identificate de către
parteneri împreună cu noi, vorbim despre riscul, pericolele care vizează traficul de persoane, traficul de droguri, traficul de arme și muniții, varii forme de terorism și extremism. Desigur că toate merg în cumul cu tehnologiile informaționale, deseori folosite pentru a organiza, a facilita comiterea acestor infracțiuni. Vorbim despre tehnologiile informaționale inclusiv, dar și sistemul bancar, care la fel este exploatat și are loc și fenomenul de spălare a banilor pentru finanțarea unor astfel de infracțiuni. Deci exact complexitatea despre care spuneam a și denotat nevoia de a lucra în comun cu toate agențiile specializate, fiecare pe palierul său. Primele rezultate, în primul rând, sunt acele date integrate pe care le-am captat și am reușit cu echipele internaționale mixte să le pregătim pentru discuții în cadrul acestui reuniuni de astăzi, la care s-a referit și colegii mei din Directoratul General și domnul ambasador, viceministru al Interne al Cehiei. Aici, astăzi, s-au reunit specialiști din mai multe agenții de securitate, specialiști care reprezintă sectorul afaceri interne din mai multe state membre ale Uniunii Europene, practic reprezentanții ai tuturor structurilor de aplicare a legii de aici, din Republica Moldova, și iată, așa, sub un singur acoperiș, la o singură masă rotundă, vor fi puse în discuții exact aceste fenomene de criminalitate care se prefigurează. Acesta este rezultatul 1. Într-un timp record, pot să vă zic, practic nici în 2 luni, au fost colectate, procesate, integrate într-un tablou unic aceste date. Ce ne așteptăm? Ca aceste discuții, ca aceste dezbateri pe marginea acestui prim raport să genereze operațiuni comune, să genereze crearea de echipe tactice, să dinamizeze cooperarea la nivel și bilateral și multilateral dintre Republica Moldova și statele membre pe segmentul de afaceri interne. Ne așteptăm ca să dinamizăm inclusiv cooperarea privind programe comune de dezvoltare a sectorului afaceri interne, pentru că spunem că acest hub este și o platformă pentru a atrage tehnologii necesare pentru a moderniza sistemul afacerilor interne aici în Republica Moldova. Desigur că asta este o așteptare pe termen scurt. La modul tehnic, ne așteptăm ca interesul și statelor membre să crească cu fiecare reuniune, astfel încât să avem discuții mult mai calitative, mult mai punctuale și să susținem decizii de intervenție timpurii. Ori aceasta este acum esența, să se intervină la timp pentru a nu permite fenomenelor infracționale să ia amploare. În ce perioadă a fost implementată acest hub? Cine va fi parte acestei structuri și ce beneficii își practic cetățenia țara noastră, dar și cetățeanul de rând de la acest hub? Practic, răspunsul sper că s-a regăsit în declarațiile până acum, foarte sumar. A venit ca și o propunere de aici în Republica Moldova. La răspuns la întrebarea cine l-a creat, a venit ca și o propunere, a fost expus în cadrul reuniunii miniștrilor de interne a statelor membri UE, a fost susținut de către toți miniștrii, respectiv este o decizie comună, deci este o creație ca și platformă de analiză și operațiune integrată de către statele membri UE și Republica Moldova, pe segmentul afaceri interne. Participanții sunt afacerile interne din Uniunea Europeană și Republica Moldova, inclusiv partenerii asociați sistemului de afaceri interne, deci practic toate organele de aplicare a legii. Durata va fi determinată de nevoia de a lucra într-un cadru integru, integrat și complex. Atâta timp cât vom trăi pericolul de criminalitate transfrontalieră, atâta timp va exista și acest hub. Dacă îmi permiteți, domnule Rebe, Olbăstădinul Rădă Moldova, vă rog să-mi spuneți, ați spus că ați sintetizat niște date statistice, 3 domenii componente statistic, să ne spuneți, de criminalitate care se prefigurează și dacă vorbim despre crimele cibernetice, cât a crescut procentual în ultima jumătate de an? Aveți date de siguranță mai complete. Mersi. Asta ar însemna o conferință de presă separată.
Ori exact aceste date vor fi discutate între specialiști în primul rând. Trebuie să înțelegeți că sunt date și cu caracter mai sensibil. Vor fi puse în discuție de către specialiști care reprezintă terenul. Urmarea acestor discuții, cu certitudine, vom reveni pentru a vă vorbi despre acțiunile și pașii următori, inclusiv care reflectă prioritățile pe domenii. Și aici, da. Dacă mai aveți întrebări la orice suntem în Tărihim și am spus maxim două întrebări pe persoană, vă rog. Da, întrebarea mea este pentru domnul colega. Vreau să întreb dacă au mai fost astfel de experiențe de deschidere a hub-urilor și în alte zări și cât de ușor, cât de repede au avut loc schimbările în acest caz de lumii. There are no similar experiences. That's what I said in the introduction. It is really a very innovative concept, and I think again this came very much from the minister, going beyond the traditional way of working with the EU through normal cooperation activities, structuring, building a common space where actually we integrate and we work together. Second remark I would like to make as an answer to your colleague behind you. This hub has been set up not because there is a problem of security in Moldova. We all have our limitations in Europe, notably because of the very, very special circumstances, very, very difficult circumstances with the aggression on Ukraine and all the consequences that fall from that. We have to work even more together than before. And Moldova has been a long-standing partner of the European Union. It has cooperated a lot in many investigations through Europol, through other channels, but with this hub we have a capacity to really do an extra, very important extra mile in really integrating the way we work and also the tools we use in order to work. That's the big difference. Thank you. Da, de fapt, nu este astfel de experiență. Am menționat și în introducere că este o abordare foarte inovativă care a fost o idee a doamnei ministru și acest lucru ne va permite să cooperăm mai activ, să creiem, să consolidăm, să dezvoltăm un spațiu comun în care putem să integrăm, să interacționăm, să ne integrăm și să lucrăm împreună cot la cot. Ziceam că această modalitate de cooperare este altceva decât cooperarea tradițională a Uniunii Europene cu țările parteneri. De fapt, centrul ăsta a fost creat nu pentru că ar fi existat și anterior probleme de securitate. Bine, noi toți avem limitele noastre, dar crearea centrului se datorează, sau hub-ului se datorează circunstanțelor foarte, foarte specifice și foarte, foarte dificile, care au apărut ca urmare a misiunii Rusiei în față de Ucraina. Și acest lucru presupune că noi, oamenii, trebuie să lucrăm mult mai strâns și mult mai mult împreună. Și aș vrea să mai menționez faptul că Republica Moldova este un partener deja de foarte mult timp Uniunii Europene și noi am cooperat cu Republica Moldova prin alte multe diferite canale, cum ar fi Europol și altele. Respectiv, hub-ul acesta sau centrul este o modalitate în plus de a integra eforturile noastre de cooperare pe segmentul de securitate, care ne oferă modalități noi, dar și instrumente noi. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult! Este despre a preîntâmpina producerea pericolilor mari, misiunea practică acestui hub. Este pentru a înțelege în comun cum se configurează tabloul de securitate, a interveni din timp pentru a nu permite scăparea de sub control. Cu certitudine către această dată au fost semnalate și înregistrăm o dinamică pozitivă în ceea ce privește mai multe forme și pericole de criminalitate, ori exact asta, vreau să subliniez, ne-a și determinat să acționăm rapid și să venim cu această propunere de a acționa în comun pe o platformă unică. Mulțumesc! Mulțumesc!